Ședința este deliberativă. Pentru onorare simbolice de stat, rog să vă ridicați. Aveți alte propuneri? Nu. Inițiem procedura de vot.
Cine este pentru? În față dumneavoastră aveți ordine de zi. Este nevoie ca eu să o lectorez, o rogez dumneavoastră și o mai știm. Ce propunere aveți la ordine de zi? Doamna, propun să exclud din ordine de zi chestiunea numărul 22 cu privire la alocarea unui teren proprietate publică a Mărăiești pentru împădurire. Cine sunt propuneri? Iar cauză? Și care cauză? Cauză care? Este nevoie de pregătit suplimentar această întrebare. Poftim? Este nevoie de pregătit suplimentar. Nu-i pus până la cap. Nu este găsit la comisie la Big Land. La comisie? Și aș trebui să spun la postură Mai sunt propune? La comisie, n-ați cerut? Am cerut. Informație, de vreo dată. Știu, așa, putem să nu te avut propunerea doamnei Eugenie cu excluderea nevoie numărul 22 cu privire la... Totuși, n-am primit răspuns. Care-i motivul? Care-i motivul? N-am primit răspuns. Care-i motivul? Sigur, ne-ați propus că noi pregătiți întrebare. Eu știu că trebuie prin comisie, dar eu astăzi am venit cu o propunere că noi dăm pentru împădurire 6 hectare, dăm organizația municipală noastră, care putem să dăm în gestiune aceste 6 hectare, poate să dezvolt, poate să mâna, să primească un venit, plăti salarii și face alte servicii. Astăzi noi punem pădure și 25 de ani noi scoatem pădurea și aia, să avem dreptul să tăiem. Practic noi conservăm 6 hectare de pământ. Oare nu mai sunt la teritorii pășuri, pământuri care sunt de rulare, care sunt de astea arunice, oare nu mai vor, nu putem să dăm împădurire. Terenă gras, dăm sub împădurire, normal? Unde e terenă gras? Unde e terenă gras? Unde? Terenul e lângă sub pânzăvent, acolo, pentru a terenă gras. Nu, nu, nu. La gris. La deal de aici, la deal. Teren agricol. Teren agricol. Teren agricol. Da, da, da. Da. Specialist cu cel mai mărească. Reliefu terenul ăsta nu permite să facem acolo agricultură. Asta e mai mare de 6 grade. Bine, motivul este clar, oricum de vas. Totuși, eu să văd că domnul Bugă vedea că nu știe ce-i cu pădurea. Pădurea nu se lichidează. Nu se lichidează pădurea. Dar pădurea se înnoiește. Pădurea se înnoiește. Crește din nou. Și asta e pădurea. Voi v-ați de prins grâu, vânzare, parale, gustați. Pădurii. Pădurii la să fie aer, să fie frumos și gândează. Așa. Așa. La comisie am fost lucrarea la discreția. Nu, asta e un dat pozitiv. Bine, mulțumim. Punem la vot, însă cu motivul a fost spus, punem la vot propunerea doamnei Eugenie cu excluderea întrebării 22 cu privire la alocarea unui teren cu proprietăți publice a Răului Mărești pentru pădure. Cine este pentru? Pentru ce? Pentru excluderea. Pentru excluderea de proprietăți. Lasă-mă pe gătează. Numărul actorii. Pentru. Care este pentru urmele? 5. Dumneavoastră. Casă. Care se dă? Șef curând? Eu prezint două. Prezint două. Împotrivă. S-au abținut. Împotrivă. Împotrivă. Împotrivă de a exclud întrebarea 22. Nu. Nu. Abținut. Încă o dată. Trei. Mulțumesc. Și ne împotrivă.
Fie care să bune și împotrivă. Cât ați fost numărătorii, Pienco? 6 și 5. 11. Sunt potrivit. Restul sunt potrivit. S-o întrebare, mă duc și cum înseamnă candidatarea 22, rămâne pe ordine de zi. Înseamnă că punem la vot la întrebare și uităm atât cu candidatarea 22. Cu ordine de zi întregim. Cum este datul la dumneavoastră în față pentru a discuta astăzi? Cine este pentru a aproba ordine de zi cu 24 de întrebări? Cum aveți dumneavoastră în față? Cine este pentru? Eu mă rog. Unanim. Potrivit? Unanim. Bine, ne dorim succes. Trecem la prima întrebare. Cu privire la prelevarea și modificarea bugetului de noapte în anul 2022. Vă rog, doamna Dana. Cine are întrebări? Comisie. Comisie de a aloca sumă de 180.000 pentru finisarea proiectului cu muzeul, așa cum e. Prin diminuarea locațiilor la EPD. Ce spune? 180.000. Mai sunt propuneri. Punem la vot în propunerea doamnei Eugenia. Vă rog, vă spuneți, doamne. Vă aviți comisii. Aici se propune de aloca suma de 180.000 pentru reparație, finisarea la proiectul referitor la muzeu. Da, la Zinovski. Prin diminuarea locațiilor la APD. Punem la vot propunerea comisiei cu în legătură cu fluctuația schimbului de curs valutar. A fost fluctuație negativă și noi suntem în diminuare cu 180.000 și suplimentar la aceasta mai fost efectuate careva lucrări suplimentare. Bine, întrebările la punem la vot promovirea și punem la comisiei buget pentru alocarea 180.000 pentru muzeul, reparația muzeului. Cine este pentru? Numărătorul la vot. Unanim. Mulțumim. Deci la două întrebare. În întregime punem întrebarea întâia cu privire la corelarea și modificarea bugetului la noapte în anul 2022. Cine este pentru? Unanim. Unanim. Bine, deci la două întrebare cu privire la acordarea rezolvului material. Programa Dana. A fost fără? La comisie pervenit în cocerire, pătând Petru, a avut loc un incendiu și se propune de a aloca sumă de 10.000 lei. De cum trebuie? Da, da. Propunem ce spuneți? Hai să propunem. Poate și 20 chiar, dar dacă este posibilitate, măcar ce spune, și vinile... Vinile, dacă vreau, fac bără... O mai ars casă. Stămat, dacă permiteți la subiect, dacă permiteți să... Alaltă, ieri a avut loc un incendiu la Cărlucuri, unii, practic, arși sunt totalmente casa unui cetățean. De regulă, Consiliul Regional, prin intermediul Comisiei Situații Excepționale, alocă din fondul de rezervă suma identică care alocă și primăria din localitate. Asta e o practică din mai mulți ani de zile. Primăria a alocat, prin intermediul Comisiei Situații Excepționale, 10.000 de lei. Deci, și propunerea a fost în cadrul Comisiei Finanță și Buget. N-am convocat și Comisia Situației Excepționale, ca la fel să fie suma de 10... Dar nu sunt calcule de situație dacă dăm 15.000 de lei. E o practică care obișei, da? Dacă obișei, în fine, s-o spune. Sunt situații diferite. Evoluția lucrurilor în timp, adică... Cine spus acolo cu mâine ardea la ceva? Eu nu simt. Dar pentru ce s-a ardea la ceva? Nu știu și-o ardea. De ce e ardea? Propunerea a fost să susține
permitem alocarea unui ajutor material în sumă de 10.000 de lei, dar în rest deja de 5.000 de lei. Bine, eu dau consiliu. Propunerea mea de 15.000 de lei, dar vreți să accept consiliu? Eu, nu știu despre cine e vorba, dar cel puțin omul n-are nici trăit și dacă avem posibilitatea să se dăm 15.000 de lei, stimați consiliu, vă rog să susținem situația, da? Spune-mă încă propunerea ta la asta. Punem la vot mai întâi propunerea Comisiei Buget pentru a întocui cerpii cu 10.000 de lei pentru a arți casă. Cine este pentru? Dar nu-i corect, așa. Eu ce spune 10.000 de lei? Comisia m-a urmă. Comisia m-a propus. Eu am fost comisia și nu m-a spus că până nu. Cine este pentru a avocat 10.000 de lei? Pentru 10.000 de lei. Pentru a urmă în proiectul de decizie. 10.000 de lei. Suma, nu sunt produce întâi familia și suma. Este regulament care trebuie respectat. Nu pașie să se propune. Noi vedem produce în persoană. Ce să propunem? Deci, da, produce, doamne, Ivanov cu un leu. După aceea, doamna președinte, trebuie la vot propunerea comisiei să produce persoana. Fără sumă, așa e regulamentul sistemat. Fără sumă, nu mai așa s-a pus. Fără sumă, sumă trecută mi-e doar. Păi s-o votați, obțineți s-o votați, s-o votați familia numai. Da, pentru introducere. Dacă se votea, nu se votează în ordine de zi numai familia. Stimați consilieri, încă o dată, pun la vot propunerea Comisiei Finanțe cu privire la introducerea persoanei de la Călugăr pentru acordarea ajutorului material. S-a votat. S-a votat. Și în sumă de? În sumă de 10.000 lei. Cine este pentru? Pentru 10.000 de lei. Cine este pentru? Pentru a produce? Ce a produs persoana? Suma. Poate și la ceva la Leona Smarion. Domnul Balica, să vă rog. Nu-i faci, e doar ca sfii. Una nu e pentru casă. Una nu e. Doamna președinte, doamna președinte, vă rog frumos, conduceți. Nu, dar suma de 15 lei. Eu 15 lei. De unde ați luat cu unanimă, primul? Eu. Castră ați spus, cine Pietru, cineva a ridicat. Rodica jumătate de rând. Domnul Cuciu, trebuie să înțelegeți, să sunteți la unanim, dar să unanim. Noastră conduceți ședință, vă rog frumos. Nu vă luați după capul cine acolo comentează mai mult decât trebuie.
Pro-contra sau frumos? Sunt și pot frumos. Cine este pentru? Alocat 10.000 de lei. Introduci persoana, dar alocat 10.000 de lei. 10.000 de lei. Numărătorii, vă rog. 1, 2, 3, 4, 4, 7. Contra? S-a obținut? Mă spun de asta. Restul. 2. Bine, mulțumim. Punem la vot propunerea domnului Pleșca. Nu, dar stați un stans, o trecut. Da, 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 da. O trecut sau nu? 10, o trecut sau nu? O trecut. 10 și nu o trecut. Și lăsați asta, cred că punte la vot propunerea domnului Pleșca. 10 și nu o trecut. Domnul Pleșca, ce-i suma, doamna? De atâta noi am vrut să introducem mai zi. Doamna secretară, este regulament. Să introduci persoana cu sumă, nu să introduci familia numai. Asta e una, dar voile, el nici nu trebuie pus prin comisia, e situație excepțională. Voi îngrijeți așa că cineva vreți să fac câinii la muzică. Dacă îmi permiteți un mic, numai de concretizare. Conform cadrul legal, în felul următor. Comisia Situației Excepționale la nivel local se convocă. Actele de la Comisia Situației Excepționale sunt remise la Comisia Situației Excepționale Raionale. Se examinează în cadrul Comisiei Situației Excepționale, se alocă din fondul de rezervă o sumă, de regulă tot timpul cât alocă primărie, după care noi de fiecare dată venim cu un raport în cadrul Consiliului Raional, ca exemplu, cu cetățean actuare i s-a alocat din fondul de rezervă suma dată. Deci, ieșind din faptul că incendiul a avut loc alaltă ieri, în cadrul, am propus să fie următor, ca să nu convocăm pentru o persoană Comisia Situației Excepționale. Am venit cu propunerea către Comisia Finanță și Buget, ca să fie introdus ca propunere din partea Comisiei Finanță și Buget, cu toate actele confirmative, ca noi din stat să alocăm din fondul de rezervă suma dată de 10.000 de lei. Dacă noi n-am obținut deja rămâne ca nici de rău, primește nici o Comisie Situației Excepționale, nu poate fi examinat. Sau noi trebuie să-l examinăm în Comisie Situații Excepționale, la următoarea ședință deja va trece în Consiliu. De ce? Rog că s-o dată din urmă la vot, propunerea Comisiei Finanțe, care sună în felul următor. Se introduce în proiectul de decizie cetățeanul din Rugăr cu o sumă de 10.000 de lei și rog susținerea Nu, asta să fie deja propunerea de azi, o să fie următoare, dar prima dată, da, să calcăm, nu putem nici... Nici un leu n-ați nici un leu, da. Nu trecut, s-o votat cum o să spunem. Nu trecut, întrebare, nu trecut. Cum nu trecut? Nu trecut. Ia nu dar nu știu de vot. Dar puneți la vot. Poate de la vot. Poate de la vot. Ce este de treabă? Dacă nu trecut, persoana. Nu trecut. Atunci, eu reformulez întrebarea mea. Eu propunem. Vă rog frumos, eu reformulez. Propun de a fi introdusă persoana dată cu 15. Dacă până la urmă urmă văd. Și prima dată nici nu s-a introdus. Adică s-o păi dacă două oară, eu propun să fie introdus. Gata, votate, gata și. Și gata, domnul Gheorghe, lăsăm pe mor. Avem propunere, domnul Pleșcă, puneți la vot. Ce spuneți și pe aici? Și aia de-a produs pe ordine de discuție. Păi el propune să-l includem în listă. Dar eu propun să-l includem. Cu suma de 15.000 de lei. Corect. Stimați consilieri, noi am pus la vot întrebarea de a-l include. Și nu a fost. Și nu a fost, nu a trecut. Păi dumneavoastră, cine a propus-o? Comisia, da? Comisia. Apoi eu am propus să-l includem. Și cu 15.000 de lei. Și hai să vedem la ce spate. Eu suport că știi corect. După ce s-a inclus întrebarea, ar trebui să răspunde felul următor. Domnul Pleșca propune ca sub punctul dat, ca să fie modificat suma. Asta să fie sub punctul la punctul de acesta. Dar și sub punct dacă... Noi îl includem în prejudență. Nu, nu votat, încă o dată vă spun ea că dau. Noi am votat o dată și nu a fost solicitat. Dar domnul Pleșca propune ca sub punctul. Aveți perfectă dreptate. Acum eu propun, încă o dată îi explic. Ca să fie introdus. Sunt două propuneri diferite. Dacă prima, cineva a fost, da. Sigur că da, eu propun. Deci, adică comisia poate propune, eu nu pot propune. Că nu știu că fac profani. Eu văd că am doi dieteri și nu vreau să mă iei din nimic de rău. Puneți la vot a noi. Vă rog frumos. Stimați consilieri, punem la vot propunerea domnului consilier Pleșca. De a-l introduce în listă de ajutor material cu suma de 15.000 de lei
pe domnul care a oferit vă rog frumos. Noi avem o practică care o respectăm tot timpul. Vreau să vă rog că am fost la Gingeniu, alți casă la tine. Inflația era mai joasă, acum e față. Noi sunt 75 de localități prima soliză. Ori noi cât de cât avem o solidaritate cități, ori s-au uită pe la pompă care... Domnul Fătenă, dumneavoastră 3 ani urmă, ce salarii ați avut? Tot așa. Nu tot așa, o lipsă mai mare pe aveți, așa? Vă rog frumos să ajutăm pe omul, dacă puteți, îl scrieți-o pe ziua. Aș vrea și eu precizare pentru domnul Fătenă. De ceea ce privește alocarea mijloacelor financiare sau ajutor pentru, adică cu sensul de ajutor material. Cu adevărat, Consiliul Raional Călești are adoptat o decizie unde pentru ajutor material se alocă nu mai puțin decât din fondul de rezervă, cu decizia Comisiei Situației Stării Excepționale Raionale, după ce actele se primesc de la Comisiei Situației Stării Excepționale Locale, adică a primăriilor. Deci, ceea ce se propune astăzi din cadrul, adică din numele Comisiei de Finanță, după mine, este corect. Comisia Situației Excepționale a Comunii Cărucă a alocat 10.000 de lei pentru minologia aceasta, noi acum mergem la încălcările care toți noi le adoptăm. Care încălcări acolo, nu mai puțin pus, nu mai puțin, dar nu știu să dar noi acum ne contrazicem tot noi. Noi, în alte situații, refuzăm deoarece nu este decizia Comisiei Situației Excepționale Raionale și noi refuzăm și ne întoarcem la alocările acestea la ședințele următoare, astăzi, se propune 10.000 de lei. Nu s-a votat împotriva de fapt răsțină asta, că dumneavoastră vorbesc cu discursul dumneavoastră să lăsați cu un frumos. Și nici de cuvânt, eu nu înțeleg. Nu mă rămas fărca și voi lăsați frumos. Nu ne încurcă nimic să ne facem la întrebarea aceasta. Din curcă legislația. Legislația ne încurcă. După ce va fi și ședința, procesul verbal sau hotărârea deciziei Consiliului Situații excepționale, comisii. Și mai alocăm încă 5.000 de lei. Noi acum nu putem întoarce la întrebare. Și întrebare, îmi permite, domnul Leșca. Noi n-am întrebat-o pe doamna șefa direcției economiei și finanțe. Ce a mai rămas în fondul de rezervă? Eu dau de cap cu spate. Haideți să o întrebăm și pe domnul. Am întrebat-o. Deci noi însărcinăm sau punem sarcini față președintelui, aparatului președintelui, șefilor secțiilor de legiu, fără a le întreba. Noi avem acoperirea aceasta financiară. Mulțumesc. Eu după cât îmi văd, dacă îmi permiți mie de secundă, vă rog frumos. Indemnizațiile consilierilor au putut să se voteze pentru, da? Banii care vreau să fie. Dar omul care s-a votat deja 10.000 nu mai poate mai vota decât o dată. Voi, înseamnă că votați împotriva la ce să spui. Se ce ați dus spus? Nu se poate. Cum se poate? Eu tot ce am întrebat. Cine a spus? Eu ce am spus, vă rog frumos. Noi avem regulament. Dezbatere s-a încheiat, au pervenit două propuneri. Una de la comisia 10.000, a doua propunere 15.000. Gata, nu mai trebuie iarăși să faci dezbatere. Am votat una anul trecut, puneți la vot a doua. Și atât. Păi puneți la vot și nu dați atâta voie să se vorbească eu. În momentul în care s-au început deja votare. Păi la votat pot vorbi. Deja s-au început votarea. Măi, să faceți propunerea domnului Meșter. Da, dar pentru dumneavoastră doar în regulament. Punem propunerea domnului Meșter. Ce să spune? Cine este pentru? De ce nu? Întrebarea ce 15.000 de lei este valabilă. Punem la
Punem la vot întrebarea cu modificări. Cu modificări. Cine este pentru cu întrebarea cu modificări și propunerile propuse? Nu trecem. Nu trecem cu punem la vot. Bună mie. Din ce bani ați alocat dumneavoastră ăștia 15.000? Stimați colegi, dumneavoastră ați votat, dar suma generală n-ați modificat-o. Dar nu e întrebarea cu două ori de zi. Domnule Eduard, decizia sumă în felul următor. Se alocă din fondul de rezerv 14.000. Dar mă, din care bani ați votat? Dar la ori de ați dat 15.000, din care bani? Doamna Joana, să spunem. Băi, nu e decizie. S-au votat. Cum ați votat? Mai tot am votat și s-au votat. Nu scoate azi primări și ieși de bani. Ei, da. Că ieși cu mort, știi? Cum că nu-i mort? Nu știu că ești de bani, dar și spune ce am observat el. S-a program. Băi, să faci și legal, mă, cum mă de ea bani, cu ea bani? Lăsă cu inginer mie, bă, e că voi... S-au votat întrebarea în următoare. S-au votat? Da, 14.000. 15.000. 15.000. S-a votat întrebarea numărul 2 cu întregime cu modificările și care, propunerile. Care? A fost o singură. Suma generală nu a fost modificat, oameni buni. Gata, nu, înapoi nu sunt. Gata, hai să votăm. Am ușa, tu nu-mi votat, și-a pe Dieva, și-a pe Pata. Următoare. Hai să trecem la întrebarea numărul 3. Nu știu mai suma, cum ați fost de bun? Hai, să o țin cu capul meu. Vă întrebare nu asta e încălcare, nu sunt discurs. Domnul Doar, este... Este la întrebarea numărul 3. Ați găsați 5.000 de lei. Întrebarea numărul 3, citirea viitoare, citirea în anul 2008, eu n-am spus din partea partidului, n-am spus din partea mea. Și-a consiliu. Foarte corect, vă mulțumesc. Deci vă rog la întrebarea 3. Ați o brozică, ce mai are în domnul președinte, deci din partea comisiei a parvenit propunerea ca în componența, la componența comisiei medico-militar de bază, doamna Gdiei, din comisie de bază, să fie trecut în, în comisie de rezervă. Domnul Stân, să fie în componența de bază. Noi s-au făcut cumpărță data trecută. Punem la vot compunerea comisiei. Vă rog încă o dată, domnule. Deci propunem ca componența, la anexa numărul 2 noi propunem ca tare modificare. În componența comisiei medico-militare, doamna neurolog Natalia Gdiei, să fie în comisia încorporării de rezervă, domnul Valer. Domnul Spân să fie trecut în comisia de bază. Da. Aveți ceva de comisie la propunere? Putem la vot, domnul nu are nicio remarcă, dar putem la vot propunerea comisiei. Cine este pentru? Numărătorii. 19. Împotrivă. Abținuți. Unanim. Punem la vot întrebarea în întregime cu modificări de la comisie. Cine este pentru? Împotrivă. Obținuți. Mulțumim. Mulțumim. Trecem la întrebarea a patra. Privirea la casarea 1. Punem la 3.
materiale raportate la mijloace scrise aflate la gestiunea instituției publice ce o teoretic a pușcă. Raportorul. Nu sunt întrebări. A dispozitiva comisiei. Noi vrem să vedem raportorul. Bine. Întrebările din raportor. Nu. Avizul comisiei. Pozitiv. Punem la vot. Cine este pentru? Numărătorii, vă rog. 19. Împotrivă? Abținut? Întrebarea 4 a trecut. Deci, întrebarea 5. Privire la recapitularea sumelor financiare din componența renală pentru educație. Raportorul? Mai am o sață. Întrebări? Raportorul. Întrebări? Avizul comisiei. Întrebări nu. Să aveți comisii. Pozitiv. Pozitiv. Bravo. Cine este pentru? Împotrivă. Împotrivă. Abținuți. Mulțumim. Întrebarea numărul 6. Privire la aprobarea regulamentului de organizare și funcționare bibliotecii publice regionale în Hale Eminescu. Raportor, doamna Mariana Osață. Întrebări. Întrebări. Sunt raportor. Nu. Avizul comisiei. Avizul comisiei pozitiv. Pozitiv. Punem la vot consultul întrebări 7. Cine este pentru? 19. Împotrivă. Absolut. Mulțumim. Întrebarea 7. Mergem mai departe la întrebarea 7. Cu privire la casarea unui bună raportată la mijloace fixe, aparte la balanța Direcției Generale Educație și Cultură. Raportor. Întrebări. Avizul comisiei. Pozitiv. Pozitiv. Punem la vot întrebarea numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abținut. Întrebarea numărul 8, privire la aprobarea deciziei Consiliului Raional numărul 3/17 din 02 septembrie 2022, privire la reorganizarea unei instituții de învățământ extrașcolar într-o nouă redacție. Raportorul. Doamna președintă, din cadrul comisiei noi propunem modificarea chestiunii următoare de numere. Privire la aprobarea deciziei Consiliului Raional și mai departe după cum urmează. Nu aprobare, dar abrogare. Denumire. În ordine, când ați dat, ordine scrie aprobare. Și când ordine modificăm aprobare și ordine. Bine, punem la vot modificare de care a pervenit de la comisie cu premiere de aprobare, abrogare. Cine este pentru? Împotrivă. Abținut. Avizul comisiei. Avizul comisiei este pozitiv. Avizul comisiei este pozitiv. Punem la vot întrebarea în întregime cu modificările comisiei. Cine este pentru? Împotrivă. Absolut. Mulțumim. Trecem la întrebarea numărul 8. Cu privire la rezultatele privind organizarea de desfășurare festivalului Unit și Fiestă, raportor. Raportor. Turma. Nu se trebuie. Avizul comisiei. Avizul comisiei este pozitiv. Pozitiv. Mergem la procedura de vot. Cine este pentru? Nu. Nu. De la dumneavoastră? Nu. Nu. Mulțumim. Întrebarea. Trecem la întrebarea numărul 10. Cu privire la modificarea, completarea și abordarea unor decizii. Bine, întrebarea ușor. Întrebarea numărul 11, privire la modificarea deciziei Consiliului Regional numărul 3/3 din 2 septembrie 2022, cu privire la reconfirmarea în funcție doamnei Angela, avizul comisiei. Pozitiv. Pozitiv. Cine este pentru?
19. Împotrivă. Abținut. Mulțumim. Întrebarea numărul 12. Cu privire la conferirea titlului onorific post-mortem cetățeanului de onoare a Meronului Fălești, domnului Elenciuc Nicolae. Avizul comisiei. Pozitiv. Pozitiv. Punem la vot cine este pentru. 19. 9. Contra. Abținut. Mulțumim. Întrebarea numărul 13. Cu privire la inițierea elaborarea proiectului monitorizare inteligenței și asigurarea protecției locuitorilor Ionul Fărești. Raportor. Din raionul Fălești. Deci vorba de camere inteligente care, să spunem așa, vor asigura protecția cetățenilor. Totodată am invitat și un specialist care putea să-mi spună mai multe date, anume ce își ține de monitorizarea video, monitorizarea, ce înseamnă monitorizarea inteligentă. Ca idee, la ziua de astăzi, noi votăm doar ideea de a crea conceptul cu privire la monitorizarea inteligentă. Ca să putem elabora proiectul care mai apoi să fie coordonat cu toate Liniște, vă rog. Dar nu, dacă sunt întrebări. Nu. 7. Împotrivă? 1. Absolut. Mulțumim, întrebarea întrebării. Trecem la întrebarea numărul 14. Cu privire la examinarea lucrării ce a fost la întrebarea numărul 14. Întrebări? Avizul comisiei. Pozitiv. Punem la vot cine este pentru. Numărătorii, vă rog. 19. Domnul Cățaită. Numărătorii. Nu mă duc. Când dacă eu rep de tot închei, vă lăs tot. Bună, bună, să. 14. Cine e pentru? Vă rog, bătăm. Stați, doamne, prea de luați. În primul rând, la noi, e că nici nu întrebarea asta. Din considerentul că nu s-a organizat comisia și evaluarea. Mai am fost suficient de asta și ne-am consultat din mult cu orice om, că de mai mult vă participat în chestia asta. Consultările astea am vrut să mergem așa aia, pentru că sunt multe instituții suplimentare. Pentru că acolo suplimentam și eu, nu știu dacă ați face mai multe care să facă evaluare despre ce fac asta. Și de asta au fost. Dar ulterior facem comisia și mergem așa. Că nu era nimic. Motivația noastră. Mai sunt întrebări. Încă o dată aviz comisiei. Pozitiv. Pozitiv, dar la dumneavoastră, doamna Fiind? Nu am discutat. Bine, mulțumim. Punem la vot. Cine este pentru? 19. Împotrivă. Abținut. Mulțumim. Trecem la întrebarea numărul 15.
Cu precizie la modificare și completare decizii Consiliului Regional de numărul 8/32 din 10 noiembre 2015 cu privire la comercializarea unor active neutilizate. Și la comisie o va veni cu propunere de scos în asimptam la doamna Ireda Bânzare. Ca nu fi gardat să modificăm decizia. Nu scrie nici despre cine ești vorba, nici nicăieri. Practic, dacă intră eu la doamna secretară, practic, dacă noi nu suntem în comisie unde s-a discutat, noi nu știm despre cine ești vorba. Înainte mai era nota informativă sau este raportor trebuie. Este nota informativă. Păi nu scrie că ești asta. Scrie că se modifică decizii din 2015, dar noi nu știm ce iară. Nu numai și eu. Punem la vot întrebarea în întregime. Cine este pentru? 8. Abținut. Împotrivă. Mulțumim. Trecem la întrebarea numărul 16. Cu privire la conferirea gradului de calificare, domnul Valeriu Mătrica. Întrebări. Avizul comisiei. Pozitiv. Inițiem procedura de vot. Cine este pentru? 8-9. Împotrivă. Abținut. Mulțumim la întrebarea numărul 3. Trecem la întrebare numărul 17. Cu privire la modificarea decizii Consiliului Regional 06/47 din 19 decembrie 2013 cu privire la stabilirea reindemnizației consilierilor Consiliului Regional Călești. Eu vă spun așa cum este. Eu am inițiat proiectul ăsta, inițiat de mine personal. A fost dată pe cuvânt de birou. Eu care v-a fost direct, știți, ne-a sunt greu la lucrurile. După calculele mele care le-am făcut eu dată trecută, erau altceva. Eu am inițiat de reverse 5,5%. Dar dat cu ce era? Ce sumă era dat cu? Dacă îmi amintesc, era 100 de lei, care era echivalentul la 5,38. A, 1500 era. Da. Atunci ați făcut un calcul și... Da. Așa că, ce mai mare lucrări, nu eu. Nu știu, este comisie. Mai sunt întrebări? Aveți chestii? Avizul? Nu, sunt schimbări. Indemnizații pentru zi de participare la ședința ordinară, la ședință. Trebuie scos, e scos ordinar, sau de post, la ședință. Pentru ședință. În
la competența ordinară. Și apoi spuneați că aș consilia 15.000. Ei nu s-au votat 2.000. Haideți și-o mărit, domnul Olegiu. Noi, consilia 15.000, apropo și întrebarea numărul 1, am mărit 180.000 și tot ne-am schimbat suma totală. Tot dacă nu trec 15.000, nu trec 15.000. Bine, domnul consilier, îmi pare rău. Eu am spus la prima chestiune, eu am dat răspunsul. Nu s-a modificat. S-a modificat. Nu s-a modificat. Total, nu s-a modificat. Total, s-a modificat. S-a luat de la viaduct. Da, de la viaduct. Am dat răspunsul. Domnul Bugă. Comisia Buget vine cu propunerea de a pune 2.000 de lei indemnizație pentru consilier. Cine este pentru? Numărătorii. 16. Împotrivă? 1. 2. Gays. Împotrivă, vă rog, încă o dată. Și abținut? 0. Întrebare cu cuplul? 23 pentru articolul. 24. Punem întrebarea, această întrebare în regime. Întrebați următor, dar când ați treacă, iar modificat de modificat păcătal. Ca să la șimte de modificat păcătal. Și vă schimbați, să nu propuneți, că iar n-ați treacă. La sumă totală nu-i. Este cum nu. Iau pe cază, în anexă. Care e propunerea domnului Denis? Eu vă știu în contrarie, eu spun că... Nu, trebuie și cașier care... Propunerea suma totală. 562.400. Trebuie calculată, nu știu, domnul Denis. 592. 592 este mai așa. De ce? Nu mai este. Da, 592. Punem la vot propunerea domnului consilier de a modifica suma totală. Din 562.000. Din 562.000. Din 592.000. Cine este pentru? Numărătorii. 24 de voturi a trecut. Acum punem în întregime. Cred că nu mai este scos fundat în întregime. Punem întrebarea cu trei modificări care au fost de la comisie. Integral, da. Întrebarea. Cine este pentru?
8. 15. Împotrivă. 3. 4. Abținut. Întrebarea în întregime cu 23 de vot pentru tot. Trecem la întrebarea numărul 18, da? Cu privire la stabilirea indemnizației pentru membrii Consiliului Administrativ și Comisiei de Cenză din Instituția Medicală Centru Stomatologic Perești. Să Reprezintă acelei legi numărul 246/2012/2007, privire la întreprinderile de sarcini, întreprinderile municipale, deci acreditele regulamentul Consiliului de Administrație și al întreprinderii municipale, centru și Consiliul și Brăinău Tărești, solicit respectuos membrilor prezenți la ședința extraordinară convocată prin dispoziția numărul 70-a din 10 octombrie 2022, acceptarea retragerii mele din funcție de președinte al Consiliului de Administrație al întreprinderii municipale centrului stomatologic Brăinău Tărești din data de 14 octombrie 2022. Trebuie să sunt înregistrată. De ce mă din motive personale, am un volum foarte mare de lucru. Parcurs am stabilit lucrul ăsta și că să-l fac nu în titlul rol de muncă, dar în extra. Fapt care e din ceva imposibil. Careva dintre dumneavoastră cunoașteți, careva nu. În prezent avem aproape 10 dosare foarte complicate, deci de masă. Și avem un dosar cel mai complicat, deci și meu, care, dacă se începe judecată, și că lasă timp de... Eu vin cu o solicitare așa, adițională, către dumneavoastră, pentru schimbul ăsta nu e nevoie de schimbare decizii din care noi am stabilit comisii, din membrii de comisii, centuri și de administrare. Totodată, eu aș recomanda să alegeți o persoană, să fiți cunoaște o persoană din rândurile, vă rog, nu să președinte, e important. Să delegați o persoană din rândurile consilierilor raionali, dacă doriți noastră, cu competențe în domeniul financiar, și administrare de business. Acolo sunt probleme serioase, trebuie de rezultat și o persoană care înțelege. Bine, domnul Nicoare, dumneavoastră ne-ați adus la cunoștință. Ce e? Asta trebuie pregătit pentru la ședință. Nu trebuie și prin ședință, pentru că în decizia precedentă... Cererea, dar dacă nu se accept, cererea rămâneți în... Trebuie să accept cererea, dar nu cum de demisă. E foarte complicat, e mult de lucru. Să trecem la întrebarea noastră, numărul 8. Și dosar, și dosar tare serios. Tare serios. Prescripția. Am văzut fotografia. Prescripția care a luat în 2016 până în 2021, merge vorba de... Suma nu e într-atât de mare, cât merge vorba despre volumul de lucru. Dacă se merge după deschiderea dosarului, De către fostul domnul Bărbiba Nicolae, 190.000, pe urmă între banii consilierilor care s-au alocat pe parcursul mai mulți ani și a vicepreședinților, pe urmă între doamna Jana cunoaște că merge cu așa de 230.000 de lei în ei. În jur, este la 2 milioane. Dar raportul este la 2 milioane. Este la 2 milioane. Este la 2 milioane. Da, anul trecut. Anul trecut, asta a fost
discuție din 15 octombrie, dacă nu așa. Că e un dosar foarte mult. Cine a omis această discuție? Aici e dosarul penal sau nu știu? Dați la subiectul ce nu stomatologie. Eu n-am spus, n-am auzit. E civil sau penal? Nu e penal, da. Acesta este evident. Mai aveți să întrebați? Nu. Deci nu l-a luat în care nu. Eu cer scuze, cred că situația asta de cum a de când am luat în primul an a mandatului, tot se vorbește despre ce stomatologie, se vorbește, se vorbește, până acum sfârșit nu s-a mai scos. În fiecare an vedem pierdere. Măcar că subvenții destul de solide vin din partea CNAS-ului, CNAM-ului, nu mai știu cui. Și claritate nu mai este. Tot votăm cine vine, cine se duce, dar. Așa în alte centri din alte raioane m-am mai interesat, adică au venit și destul de serioase, destul de bune, unii se reinvestește, unii crește și oamenii se duc cu altă inimă acolo. Da, e de stat, noi suntem fondatori și așa mai departe. Deci, la consiliu, la comisie, au discutat întrebarea asta, pare mi că nu a fost fixată. Eu personal introduc o propunere ca comitetul este administrativ și comisia de centru să fie remunerată sau motivată într-o formă mai serioasă, ca ei să aibă interes în decurs de două luni de zile, cum a rămas până în 1 decembrie, și propun că în 1 decembrie, la ultima ședință care vom avea în anul ăsta a Consiliului, să ne vină domnul director cu un raport, comisia de centru cu un raport și comitetul administrativ tot cu un raport, să ne lămurească, să vedem care e situația, să facem o analiză și, în general, de ce se întâmplă lucrurile astea? De ce, practic, noi bănuim, nu avem dovezi? Dar ar trebui de scos lucrurile astea în cap. De ce eu propun la Comisia de Cenzură și la Comitetul de Administrativ, pe un termen, spunem, până la prima sau până în decembrie, până la anul nou, să fie remunerați cu sumă de 1500 de lei fiecare, ca să facă un raport, să aibă interes să facă un raport de analiză, să-mi propună nouă la discuție, la analiză. Mai departe, rămâne să decidem iarăși. Este nevoie, în general, de întreprinderea asta municipală, cum să o ducem mai departe, ce hotărâri să primim, sau cum să ieșim, cum soluționăm situația. Nimeni astăzi nu are să lucreze să dea iarăși rapoarte de aici, să ne îngroghi, cum am mai dat și în multe instituții de la noi din oraș Pălești, dar noi trebuie să vedem anume ce se întâmplă, de ce se întâmplă cu asta, de ce nu putem obține pentru toate spune centrele sau clinicile stomatologice în particulare, iar cât de micuțe, ei au venit și venit destul de frumos. Nu cred eu pe aia. Propun ca comitetul, ca să fie remunerați până în 1 decembrie, pe două luni sau trei luni, pe acolo, să fie remunerați membrii care să dezlege nodul ăsta, să dezlege înseamnă că proiectul de decizii mai adăugăm un punct, nu? Da, eu propun. Propunerea mea, adică ca membrii ăștia să fie remunerați cu sumă de 1500 lei, lunar, până la prezentarea raportului. Mai departe, vedem care este doar. Asta să spunem. Eu propun. Și modificarea sumei, da. Sumei din 200.000. Da. Nu tot timpul, pe perioadă limitată. Acolo e lunar. Dar faci modificare, eu am propus pe perioadă delimitată, până când, până la prima ședință, sau pentru 1 ianuarie, până la 1 ianuarie 2026. Înseamnă că prima întrebare este 200 de lei, înseamnă că... Punem 1500. Da, pe până, și menționăm perioada, până la 1... 1500 pe lună? Da. Decembrie. Nu, 31 decembrie. Până la 31 decembrie. Da, nu, 1500 de lei. 1500 pe lună? Da. Luna? Dar cine s-a luat cine acolo, proșul unui birou, care e contatul, în orele de lucru, dumneavoastră, cred că sunt fișime frumoase. În afară orele de lucru, eu am pus și mai înțeles de aici. Dar care ați făcut, domnul Bogă, eu am făcut întrebarea asta în două ședințe, la un moment dat, eu vă spun sincer, cum a fost istoria. S-au luat persoane de NRS, care dacă le-au făcut 200 de lei. În rezultat, s-au luat arest pentru că ei s-au apropiat toți de mine și au fost înainte de demisia. Merge vorba de un lucru foarte enorm. Nou că mi s-a pus, noi multă ședință, că mi s-a pus dosarele pe masă, rapoartele. Acolo e de destul de multe masă aici. Acolo ei arată că e de CNAM-ul 1 milion, ei sunt de 1 milion și ei arată că ei sunt minus cu 300 de lei, sau nu de juridic.
Acolo este de program și este de program mult. Acolo nu e o ședință de o oră sau două ore, să ne întâlnim și să bună ziua și să facem așa și poate să se spărtește. Acolo merge vorba o ședință care trebuie să vreți vreo două ori. Asta e unul la mine. Doi la mine e că parcursul la un an și jumătate sau cât, eu nu știu cât de timp trebuie la domnul respectiv, de mai multe ori am întrebat și chiar m-am adresat să vedem poate careva schimbări care au pervenit, care au intervenit și care pașul au făcut. N-am văzut nimic, înțelegeți. Mai e interesant că dumneavoastră n-ați solicitat niciodată la raport. Fiindcă a fost doar că ar trebui să... Trebuie de făcut claritate. A, deci și suma totală nu e ca 1.000. Sunt eu prins de bani în lor. Dacă nu mi-aș propune, vă scuteți la altă. Când vă propunerea, ca în cetul 1 al proiectului de decizie să fie înlocuită suma de 200 de lei cu 1.500 de lei. Și nu vă propune. Lunare este perioada anului 2022. Se stabilește mărimea lunare pentru anul 2022. Până la finele anului 2020. Până la 31 ianuarie. Până la 31 ianuarie sunt de 1.500. De ce? E foarte bine venită inițiativa asta, numai că noi spunești că când dăm bani, trebuie să cerem ceva și să fac. Chestia între aceea că eu mă tem că îți spuneți că așa că noi în două luni ați schiubim câte 1.500 de lei la câți oameni, bă, 25.000 de lei și a să vină și a spune că nimic nu s-a făcut. Haideți, poate... Am spus că vinte raportul de analiză economică. Să ne gândim, dar poate un audit ceva de făcut. Dacă merge vorba de 10-20.000 de lei, poate de banii ăștia vine cineva special. Încă și mai bine. Și faci un audit, dar el e scump. Haideți, ne interesăm să vedem. Pentru că noi aici știți cum, când dai bani, ceri și lucru, dar noi dăm bani, dar nimic nu ceri. Ce propuneți dumneavoastră? Să introducem proiect, de ce zice? Eu propun, poate să ne grăbim, să consultăm și poate mai bine facem un audit, dacă voi cine raportorul se interesează, dacă e posibil, nu e posibil, cât costă, cine face, cine... Ca să nu am înțeles, eu pot să spun că cum un audit pentru o companie ar costa câteva zeci de mii de euro. Nu merge vorba de zeci de mii de lei, așa că eu aș propune în felul următor. Mergeți și vă dați decizia dată. Cum propunerile care mergeți, 1.500, asta e la decizia noastră. Cerința, unică cerință care trebuie să o aveți ca să fie raportorii, să fie la raport cu detalii, precăciunarea tuturor problemelor care sunt acolo. Și în plus, menționat un business plan bine stabilit, care va face care să ar putea pentru a schimba situația în genul este stomatologic. Iată ce deși voi. Pentru că dacă aducem razume un audit și nu un audit, tot aceleași sume sunt nerezi. Dar noi deja știm care e problema. Noi deja am văzut care e problema. Noi ne trebuie altceva. Noi avem nevoie de o echipă care își stabilească un business plan bine stabilit cu niște pași concreți de întreprins. Dar nu că noi când întrebăm, de fiecare dată când am întrebat și s-a răspuns că medici au salariu. Bun, eu nu lucru pentru medici, pentru că noi nu te-am întrebat că persoanele date se lucrează gratuit. Dar în afară de asta, care întreprindere în municipală, ne arătați un venit, ne arătați că era schimbări acolo sau nu? Mai sunt dați propunerea în afară de domnul Da, am o întrebare. Am o întrebare pentru jurul este, care e calea juridică de a corect, adică de a stabili o sumă de 1.500 de lei lunar. Dacă direcția dată este în buget, adică au deficit de buget. Unii ia să aibă bani pentru achitare. Pentru ședință 1.500 de lei lunar. Cadrul legal prevede lunar. Eu inițial am început să vă spun și ce am întrebat. Eu am creat comisiile, eu le-am făcut statutul, eu le-am făcut regulamentul și eu personal am creat comisiile, am mers cu statutul, toate astea 5 persoane inclusiv pentru mine și i-am rugat specialiștii dați să accepte, să accepteze în cadrul comisiei de lucrurile astea, gratuit.
faptul că ne-am spus, nu știți, eu n-am făcut reclamă și n-am venit să spun care v-așa am întrebat. Eu i-am rugat să activeze, să accepte propunerea mea și să activeze gratuit. Tot au acceptat. Tot au acceptat responsabilitatea. După care, noi m-am consultat iarăși din nou și spunea că încălcăm puțin legea, impunem persoane de date să lucreze gratuit. Și în urmă putem să ne trezim noi cu careva situații. Și ulterior am convenit să punem o sumă simbolică acolo de remunerare. Am înțeles. Mai sunt, dar vă rog frumos să introduceți în proiectul de decizie și raportul acestei comisii. Eu așa spus, da, să prezinte raportul. Da, eu s-o modificat, da, să prezinte raportul economică financiar cu propuneri și vizionare. Punctul 2. Punctul 2. Să prezinte raportul. Директорul să fie și-ar să văd un raport și-ar zic că eu le-am dat la comisie raportului, poftim. Business plan, pentru că asta e competența lui. Nu trebuie să fie asta spus cu mine. Domnul, eu v-am lămurit. Fiecare șef de întreprindere, indiferent de stat sau particular, el este administrator cu un simplu țel. Să aducă beneficiu societății. Adică dacă dumneavoastră mă stă acord pentru a primi salariu sau pentru a face alte chestii, nu știu. Este nevoie sau nu este nevoie? Deși în baza raportului și el vrea să facem analiză și ascultă greu. Mai sunt propuneri. Punem la vot propunerea domnului consilier cu privire la modificarea sumei de 1500 lei și perioada determinată și raport de la Comisie de Cenzură și plan business de la director. Comisie de Cenzură, Comisie de Administrare și Comisie de Administrare. Cine este pentru? Consiliul de Administrare.18. Cu privire la aprobarea modificarea statului de personal al serviciului social asistență personală. Avizul comisiei. Avizul comisiei. Punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Absolut, întrebarea numărul 20, cu privire la recepționarea și distribuirea donațiilor acordate pentru gestionarea crizei refugiaților din Ucraina și a persoanelor social vulnerabile din Raonul Colegi. Întrebări. Avizul comisiei. Respect. La vot. Punem la vot cine este pentru. Împotrivă. Absolut, unanim, întrebarea trecutului. Întrebarea numărul 21, cu privire la completarea anexă la decizia Consiliului Regional 018, vara 8 din 16 martie 2016. Raportor. Vă rog în față. Întrebări aveți? Da. Avizul comisiei. Aveți întrebări? Pozitiv. Avizul comisiei. Pozitiv. Ținerea de vot, cine este pentru? 18. 9. Împotrivă? Absolut. Mulțumim întrebarea trecută. Întrebarea numărul 22. Cu privire la vacarea unui teren
proprietatea publică a unui colegi pentru încădurire. Am făcut tot dumneavoastră. Doi. Da, am luat acolo și pădure sau pașuri ce e acolo? Pentru copii. Nu, nu o folosește nimic. Nu. Eu am fost scos de două ori la licitație, s-au cheltuit bani și nimeni nu a participat la licitație. Asta unde vreo ieși de vați fac, tipa, o levat și da, așa. El e cu înclinația foarte mai mult de 7 grade, terenul e înclinația mare, acolo oare livadă, oare pădure. Acolo, acolo nu mi-a spus nimic, știu că un cunoscut de meu vrea să vină la licitație și s-a dus, s-a uitat și s-a spus. Mai aveți să întrebai dumneavoastră? Avizul comisiei este pozitiv? Da. Inițierea de vot cine este pentru? Vă rog votați numărătorii. Numărătorii. Zero. Un. Abținut. 6. 5. Pentru avem 14, abținut 1 și împotrivă. Da, în total cât suntem? 2. Am ținut 6, am avut. După asta să fie, este de posibil locale deciziile de alocare. La mult, după și strâng toate deciziile, să fie contracte, dacă creează un dimon silba, e contracta să fie stabilit, 10 ani. După 10 ani, în silba, o transmite nouă, înapoi, în pădurit. Bine, întrebarea... Mă scurie, deși nu vă dați, eu nu vă dați. Nu vă dați.
4, cu privire la modificare și completare deciziei Consiliului Național 1/25 martie 2022, cu privire la transmiterea la distribuirea cel puțin la dat Călești. Întrebări. Avizul comisiei. Avizul comisiei. Părinții comisiei. Poziție. Înțeleg de vot cine este pentru? 89. Împotrivă. Abținut. Întrebările trecut. Întrebările de pe ordine de zi sau de votat.